Girocenii și chișozenii au decis, iar Dan Vârtosu a fost ales primarul comunei Giroc. Candidatul PNL a câștigat administrația locală cu cele mai multe voturi. Dan Vârtosu vrea să continue ce a început în calitate de viceprimar din poziția de primar. Alături de colegii mei care m-au sprijinit și m-au ajutat foarte mult, am reușit să obțin o victorie zdrobitoare, în sensul că am câștigat în toate cele 13 secții de votare. Îmi doresc ca în perioada următoare să fac același lucru ce l-am făcut și până acum, adică să facem proiecte frumoase pentru Giroc și Chișoda. Că de-aia am fost ales. Campania electorală a însemnat pentru Dan Vârtosu proiecte, viziune și realizări. Campania mea a fost în a realiza proiectele propuse. Asta a fost campania mea. Din păcate, unii dintre contracandidații mei au venit cu o campanie murdară, aruncând mizerii în presă și peste tot pe unde au reușit să-și facă campanie, neavând niciun proiect. Iar oamenii au văzut și au taxat acest lucru și ca dovadă sunt rezultatele obținute. Atent la nevoile cetățenilor, Dan Vârtosu a fost mereu alături de comunitate. Pentru că întotdeauna ce am promis, aia am făcut și am implicat tot timpul cetățenii în administrație. Am fost prezent în mijlocul lor întotdeauna ca să le ascult doleanțele și să le rezolv problemele fiecăruia. Dan Vârtosu a obținut peste 50% din voturile cetățenilor.